La fiecare 15 secunde, infecția HIV-SIDA și alege o nouă victimă. În spatele fiecăruia din ele se află alte 10 persoane, posibil infectate, dar care încă nu au fost diagnosticate. Din cele 2 milioane de seropozitivi de pe continentul european, circa 1.200.000 trăiesc în țările ex-sovietice, inclusiv în Moldova. Virusul imunodeficitar dobândit atacă în primul rând grupurile de risc. Dar această infecție se răspândește atât de rapid în societatea noastră, încât ne trezim că mor de SIDA copii și tineri nevinovați. Viorel Prisăcaru, președintele Asociației Anti-SIDA din Moldova, profesor universitar, doctor habilitat, om emerit. O adevărată catastrofă biologică. Numai în 2 decenii au fost înregistrate mai bine de 60 de milioane de persoane afectate de această infecție, din care 20 de milioane au decedat. Majoritatea oamenilor de la noi cred că pericolul HIV-SIDA îi paște pe alții, numai nu pe ei. Dar în realitate, pandemia are o amploare atât de mare încât nu există o altă boală mai periculoasă decât cea care distruge imunitatea organismului. SIDA este ca un iceberg în ocean. Societatea vede o mică porțiune din acest flagel, restul infecției mocnește într-o mulțime de oameni, dar cu timpul oricum va ieși la suprafață, deoarece simptomele acestei maladii apar la 5 ani după contactarea virusului. Tatiana Chiriac, medic epidemiolog, Centrul Municipal de Medicină Preventivă. Populația ar trebui să țină cont de două lucruri, că în această infecție se vorbesc despre două terminologii, infecția HIV și SIDA. În genere, infecția HIV este o boală provocată de virusul imunodeficitar uman, care se manifestă clinic prin mai multe stadii. Și SIDA este ultimul stadiu al infecției HIV. Care dintre acestea, adică ce este mai bine, să fii infectat sau să suferi de SIDA? Evident că persoana când este HIV infectată, ea are virusul în sânge, prezintă pericol pentru cei din jur în timpul donării sângelui sau în timpul raporturilor sexuale, și ce este rău aici, că persoana nu are niciun simptom clinic și nici dă seama că e poate să fie infectată, nu se adresează la medic. În Republica Moldova, mai puțin de 3% din persoanele seropozitive primesc preparate antiretrovirale. Ele sunt foarte costisitoare și nu tratează, ci doar stopează nițelă răspândirea infecției în organism, dar toți cei atacați de virus vor să trăiască, unii conștientizând, dar prea târziu, greșelile comise în viață. Să trecem în revistă câteva istorii reale. Anton este seropozitiv la 28 de ani. S-a molipsit prin seringă de la un prieten narcoman. Soția l-a părăsit, iar feciorul lui crește la bunei. Mă gândesc la ceea că eu tot așa pic jos cum și zăpada aia asta. Tot jos, mai jos, dar mai jos de nu știu încă trăim. Mărioara, femeie de la țară care nu a consumat droguri, nu s-a prostituat. A fost depistată HIV pozitivă în perioada gravidității. După toate cercetările, s-a stabilit că infecția vine de la fostul ei soț, utilizator de droguri, care a plecat la baștena lui în Rusia. Mărioara habar nu avea de existența acestei maladii. Mai apoi s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit. Acum așteaptă de la el un copil. E în pericol și familia lui. Pentru la țară trebuie să știi de așa seama. Să vorbească, să discute despre toate acestea. Ce înseamnă SIDA, ce înseamnă și în familie. Și în familie, da. Dar și când se duc la discotec, tot. Trebuie să vorbească, trebuie să... Principal, să protejeze. Rita este o fată atât de energică și veselă, încât dacă nu o întâlneam în secția de tratament antiretroviral, niciodată nu bănuiam că este afectată de virusul HIV. Face parte dintr-o familie bogată. Totdeauna a fost răsfățată. La 13 ani și-a început activitatea sexuală. Мне кажется, я была такой не очень хорошей. Какой? Не слушалась маму. Когда не слушала? Ну, мама говорит, то нельзя, тот парень тебе не нужен. Я ее никогда не слушала. Мне казалось, там, я самая умная на свете.
Mirele Rite este și el seropozitiv, om cu studii superioare, inteligent și rafinat. Vor să-și schimbe locul de trai, unde nu-i va cunoaște nimeni. Половина моих родственников отвернулась от меня вообще. Поэтому я никому даже, ни друзьям, никому не вот это говорю, потому что, чтоб, как, не шугались. Se ascunde de ochii lumii și o tânără de 22 de ani pe nume Tania. Ea conștientă a acceptat să se căsătorească cu un băiat HIV infectat. Я никому не могу сказать об этом, потому что я знаю, что как кто-то узнает, они отвернутся от меня. Soțul ei a revenit la narcomanie. Tania însă dorește să-și continue viața de una singură, în puținul timp ce i-a mai rămas. Lidia Gorceag, psiholog. Dacă e să vorbim despre cei care consumă deja droguri, trebuie să spunem că aspectul moral, aspectul psihologic, că personalitatea tânărului se schimbă radical. Întâmplarea tragică din familia Cușmovici s-a produs pe neașteptat. Nici mama nou-născutului, nici tatăl nu știau de faptul că sunt HIV pozitivi. Ea și-a arătat copilul când au sosit rezultatele analizei de sânge luate de la fătul lor care avea probleme de sănătate. Vestea i-a zguduit atât de tare încât pentru o săptămână își pierduseră graiul. Și-au schimbat locul de trai, nu comunică cu nimeni din rude și prieteni. În ziua când am discutat cu câteva persoane HIV pozitive la Spitalul Dermatovenerologic Republican, a fost internată o pacientă în stadiul terminal de SIDA. Pacienta e fostă consumatoare de droguri dintr-o republică ex-sovietică. La Chișinău a sosit în ospeție la prieteni, fiind deja în stare gravă. După cum observați, această bolnavă este cachexiată, la ea chiar s-a dezvoltat un așa numit wasting syndrome, când țesutul celulului adipos practic lipsește de pe tot suprafața corpului. Spre mirarea celor din jur, pacienta părea că are o vârstă de 70 de ani. În realitate, avea doar 39. În scopul informării tinerilor despre pericolul HIV-SIDA și educării adolescenților, Asociația Antisida din Moldova, în colaborare cu Societatea de Prietenie și Ajutorare, Irfon Lus, a lansat un program de activități cultural-artistice, literare și educative, care promovează modul sănătos de viață, prevenirea și combaterea infecției HIV-SIDA. Nicolae Cârpal, directorul Asociației Filantropice, Irfon Lus. Fiind în rândul tinerilor, am observat că ei au foarte puțin informații, pentru că de multe ori părinții sunt foarte ocupați, chiar și poate s-au dus peste cohotare și ei n-au de unde primi elementele acestea de dragoste, elementele acestea informaționale, ce trebuie să respecte, ce fel de principii să conducă în viață. Noi, cei maturi, ne-am obișnuit să învățăm pe copii a scrie, a citi, dar prezentul ne impune alte abordări în educația și pregătirea pentru viață a tinerei generații. Cum să ne păstrăm sănătatea proprie, să ne protejăm de diverse infecții. Lecțiile de sănătate de la Cahul, Chișinău și Nisporeni s-au desfășurat sub genericul Dragostea învinge SIDA. Au fost invitați cei tineri. Este necesară informarea, pentru că tinerii și, în general, tinerii de la sat nu prea au acces la multă informație. Se informează doar de la câteva posturi de radio, unde nu prea se vorbește despre aceste lucruri, și ceva la televizor. Există acest pericol SIDA și există oameni care suferă membrele acestui monstru. Nu cunoșteam atât de multe lucruri despre SIDA și am aflat că este cu mult mai grav și cu mult mai... mai strașnică pentru noi. Tinerii au primit o informație foarte bogată, deci au avut așa și situații de probleme, dar informații pro-medicale. Dar probabil că asta este pur și simplu așa un pas bine început, dar lucrul... Pentru a desfășura o campanie de informare și educare mai amplă, ce ar cuprinde toate raioanele Republicii, avem nevoie de susținerea dumneavoastră.